Vă rugăm să vă faceți timp astăzi și săptămâna aceasta pentru a dedica timp de rugăciune pentru Iosif Boboc și familia sa. Mulți dintre voi ar putea fi conștienți de faptul că Iosif s-a luptat cu cancerul de colon și are nevoie de vindecarea lui Dumnezeu. Atât Iosif, cât și familia sa au nevoie de confort spiritual și mental în această perioadă. Dumnezeu să-i întărească și să le dea mângâiere și pace, care întrece orice pricepere. Ne rugăm pentru vindecare completă asupra trupului său, în numele lui Iisus Hristos. Slujim unui Dumnezeu care trăiește și lucrează în numele nostru. Vă rugăm să vă rugați cu intenție, iar de fiecare dată când vă gândiți la Iosif Boboc și familia sa, să spuneți o rugăciune în credință. Credem în capacitatea lui Dumnezeu de a-i reface pe deplin corpul. Semnează Philadelphia Romanian Church. Dumnezeu să vindece și să lucreze. Relatează din inimapentrutine.com. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Focus Creștin.